Vă salut, prieteni! Astăzi vom vorbi despre citatele celebre ale lui Hasi Rajiro. Minciuna este cea mai mare armă de distrugere în masă. Diavolul te canonizează într-o secundă. Despre dreptul de a gândi diferit, trebuie să gândim toți în mod egal. Să nu ai încredere în câini. Prietenul lor cel mai bun este omul. Bunicul meu credea în Dumnezeu și tatăl meu, în om. Eu cred în mine și doar uneori. Dragostea este un atac de cord agreabil. Unele legi sunt mai puțin logice decât o zebră pentru pietoni la mijlocul autostrăzii. Uneori poate fi mai rațional să lași rațiunea deoparte. Ultima avansare a progresului. A învățat să meargă spre înapoi. Trebuie să recunoaștem că sistemul nostru este coerent, e plin de erori sistematice. Am trăit în minciună, acesta este adevărul economiei noastre. Nu avem nimic de pierdut, doar probabilitatea de a câștiga e și mai mică. Inspirația unui aforism divin este deseori infernul. E doctor în drepturi, dar nu și-a luat niciun grad la obligații. E foarte greu să te prefaci că ești viu. Cu coasa morții nu se cosește niciodată iarba. Analizează ADN-ul adevărului și dai peste gena minciunii. Dispunem de o zi pentru a muri și de o întreagă viață pentru a ucide. Pentru cel slab, faptul că nu pierde înseamnă o victorie prețioasă. Femeia măritată se va culca cu tine dacă îi oferi ce îi lipsește acasă. A lua viața în glumă este o decizie foarte serioasă. Nu uita să-mi dai un like și să te abonezi la canal și apasă clopoțelul pentru a fi notificat când postez ceva nou. Ne revedem în video următor.